Facem un lanț de 24 de ochiuri. Continuăm 3 rânduri de piciorușe scurte. La sfârșitul rândului mai croșetăm un ochi de lanț, întoarcem lucrul și continuăm al doilea rând de piciorușe scurte. Continuăm cu al patrulea rând, un ochi de lanț, întoarcem și croșetăm 5 piciorușe scurte. Trei, patru, iar pe al cincilea nu-l terminăm complet, luăm doar jeteu pe croșetă, pentru că vom schimba culoarea. Luăm firul muștar, ținând de ambele capete muștar și roșu, tragem prin cele două ochiuri de ață roșie. Ținem împreună capetele roșu și muștar spre spatele lucrului și continuăm cu patru piciorușe simple, scurte, de culoarea muștar. Pe al patrulea, la fel, nu-l terminăm. Ne ducem să luăm firul roșu din spate. Îl dăm peste firul galben. Apoi firul galben peste roșu, practic le încrucișăm. Și continuăm cu firul roșu, terminând al patrulea picioruș galben. Lăsăm firul galben spre spatele lucrului și continuăm cu 5 piciorușe scurte cu culoarea roșie. La fel, pentru că schimbăm culoarea, nu finalizăm al cincilea picioruș scurt. Luăm firul albastru și trecem prin cele două ochiuri. Lăsăm capătul spre spatele lucrului și facem 4 piciorușe cu această nouă nuanță. Al patrulea picioruș nu-l terminăm, lăsăm firul spre spate, încrucișăm cele două fire. Continuăm lucrul cu ultimele 5 piciorușe scurte de pe rândul numărul 4. Un ochi de lanț, întoarcem. Așa arată pe spate. Continuăm cu primele 5 piciorușe scurte de pe rândul 5.
Iar la al cincilea vom schimba culoarea, pentru că capetele de fire sunt acum pe fața lucrului, practic sunt tot pe spate, dar spatele e cu fața spre noi. Tragem firul roșu în față și luăm firul albastru. Continuăm cu patru piciorușe scurte. Iar al patrulea picioruș îl vom termina schimbând culoarea. Dăm firul albastru peste cel roșu și luăm firul roșu. Continuăm cu 5 piciorușe scurte roșii. Al cincilea va fi cu schimbarea culorii. Deci dăm firul spre fața lucrului și luăm culoarea galbenă. Continuăm cu patru piciorușe galbene. Schimbăm culoarea, dăm firul galben peste cel roșu, continuăm cu ultimele 5 piciorușe scurte, roșii, un picioruș, un ochi de lanț, întoarcem lucrul. Mai avem de făcut încă două rânduri pentru a termina aceste două pătrățele. 5 piciorușe scurte. La al cincilea schimbăm culoarea. De data aceasta, capetele de fire sunt pe spatele lucrului, așa că firul roșu va rămâne către spate. Și vom finaliza al cincilea picioruș scurt, roșu cu culoarea galbenă. Continuăm cu 4 piciorușe scurte galbene. Va trebui să trecem firul galben peste roșu și apoi să finalizăm al patrulea picioruș galben. Continuăm cu 5 piciorușe roșii. Le schimbăm din nou culoarea. Luând firul bleu. Patru piciorușe scurte. Dăm firul albastru peste roșu pentru a le încrucișa și finalizăm cu firul roșu. Facem și ultimele 5 piciorușe scurte de pe acest rând. Continuăm și al patrulea rând pentru a finaliza primul set de pătrățele colorate. Deci facem 5 piciorușe roșii.
La 5 la schimbăm nuanța. Iarăși avem capetele de fire spre noi. Vom da firul roșu spre față și vom lua nuanța bleu, cu care continuăm cu 4 picioruși. Dăm firul albastru peste firul roșu și luăm firul roșu. 5 piciorușe scurte. Schimbăm din nou culoarea. Trecem firul galben peste cel roșu și continuăm cu piciorușele scurte de culoare roșie, în număr de 5. Practic am terminat primele două pătrățele. În acest moment putem tăia cele două fire galben și albastru. Dăm la o dimensiune cât de cât rezonabilă pentru a putea după aceea să le ascundem folosind un ac. Așa arată pe spate. Vom ascunde capetele de fire rămase la sfârșitul lucrului. Continuăm cu piciorușe simple, piciorușe scurte, pe următorul rând. Având grijă să avem un final 23. Se continuă cu încă 4 rânduri peste pătrățelele colorate, după care se repetă aceeași procedură și pentru celelalte. Acum vom încerca să ascundem capetele rămase. Folosim un ac. Și încercăm să tragem de capăt, după care luăm surplusul de ață.